Vremea frumoasă din ultima perioadă părea să prevestească o iarnă blândă. Totuși, meteorologii avertizează că iarna abia acum începe. Două avertizări cu cod galben și portocaliu vor intra în vigoare începând de duminică noapte. Imediat. Vicepremierul Gabriel Oprea a susținut o videoconferință în urma atenționărilor meteorologice emise de ANM pentru perioada următoare. În urma videoconferinței, subprefectul Constanței, Levent Acoyum, i-a înștiințat pe toți primarii din județ să înființeze comitetele locale pentru situații de urgență. Drumarii au acționat sâmbătă noapte cu 32 de utilaje pe drumurile naționale și cu 38 de utilaje pe drumurile județene. La fel se va întâmpla și duminică noaptea. Suntem pregătiți. În momentul de față toată lumea la odihnă, după acționarele de ieri. La ora 8 intră codul în vigoare, toată lumea e mobilizată. Pe motorină, de antiderapant, de substanțe chimice avem. Rămâne să acționăm. Sunteți pregătiți să acționați și pe autostrăzi? Și pe autostradă, da. Și pe sectorul nou și pe sectorul vechi. DRDP-ul are sectorul până la Lecliu. De autostradă, inclusiv A4. Avertizarea de cod portocaliu de ninsori și viscol este valabilă în 10 județe, în timp ce 25 de județe se vor afla sub cod galben.